Neața lume, astăzi facem un nou anime, Dan Daradan Dan Dan Dan, așa-l cheamă, Dan Da Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, mulți de Dan, erau ei trei Dani odată și s-a întâlnit și a zis, bă Dane, da mă Dane. Bă, Dane, da. <gânt> Vrem să facem un anime? Da, cum să nu mă? Și începe așa direct cu un tip și o tipă. Iar ăsta îi zice, bă, dacă nu-mi dai bani, nu mai ieșim la întâlnire astăzi. Gata, s-a dus vremurile alea. Și atunci se întoarce repede asta cu un picior. Bam! Bă, da, parează prostul. Nu mă așteptam, știi? Te gândeai că e genul la clasic în care dă picior și lea, nu lea. La para destul de bine. Și a dat și contră. I a zis, gata, nu mai place, plec. <gânt> Ești prea săracă ca să ne mai vedem. Salpană, bă, și a plecat. Și acum asta stătea în clasa aceea toată dezamăgită. Bă, primul ei gagic și n-a mers. N-a mers deloc. A zis, bă, dar nu-i corect, mă. Oricum, ce-ți plăcea ție la el, că era Kazan? Îi plăcea că se mâna cu Ken Takakura. Iar astea toate au zis, bă, bă, vezi că nu mai există ca Ken al tău. S-au dus, gata, nu mai există bărbația, gata. Bă, și merge asta pe aici și a pe hol. Săraca se gândea, de ce nu mă ajută nimeni? <laughs> a rămas fără gagic astăzi, ce lume crudă. Și îl vede pe băiatul nostru, alt protagonist, că avem două protagoniști aici. o ăștia cu hârtii în el și se bagă tipa în față. Nu le-a zis nimic, dar la modul încetați plebs, nu mai fiți cazane. Și după aia începe să uite prin cartea lui ăsta. Opa, ia stai mă așa, ți-e plac extraterestri, mă? Și a plecat. Iar mergea pe aici și a pe hol, nu știa ce să facă ca să scape de stresul primei întâlniri ratate. Și apoi vine ăsta. Super fericit că s-a băgat atunci pentru el și zice, ta că poate ai înțeles tu greșit, nu vreau să fim prieteni, știi? Și arată cartea asta lui plină de extraterestri și teorii ale conspirației și el credea că și ei îi place ocultul, știi? Și No, mie nu, mie nu-mi pasă despre extraterestri sau UFO sau orice chestii alea. Cum bă să nu ce ai, că există? Au recunoscut americanii oficial că există extraterestri, japonia și-au făcut și ei uh, cu anti extraterestri și din astea. E clar că suntem pregătiți de războiul stelor. O mă nebunle ce ai. Și tot încerca să o convingă pe asta până când i-a zis bă, nu-mi pasă. Tocmai a fost părăsită. Nu-mi pasă de extraterestri, te ok? De asta nu ai prieteni. Și când să plece, mi s-a părut oarecum rău despre asta, că a luat cam agresiv de el și a zis bă, lască, nu chiar atât de rău. Și a dat cartea înapoi, a zis, bă, mie eu nu cred în extraterestri, dar cred în fantome. Și ăsta începe să râdă. Și nu mai crede în fantome 2024, mă, Ce ai? Și acum fiecare era cu argumentul lui, că bă, cred în fantome, dar extraterestri nu au cum să existe, ăsta cu extraterestri, dar nu au cum să existe fantomele. Și a zis că bunica sa e un spirit medium, nu știu cum, ar, cum ai putea să zici ăsta, descântă, de de n-ai Ai văzut vreodată un exorcism în viața reală, mă? Ai de cap tot, știi cum fac ăștia, mă? Da, mă, dai nu există așa ceva. Da, mă, da, tu ai văzut extraterestri și n-ai văzut. Asta măcar a văzut o pe aia când scotea draci din, <gângări> din oameni. Astea două colegele ei o văd de pe scări și zic, iau te mă, s-a lăsat de Ken Takakura și a mers după ăsta, Otaku. Se pare că se înțeleg foarte bine. Și atunci ai zice, tipa aia, fraiere, să facem noi un concurs, să vedem care există. Fantomele mele sau extraterestri Bine, mă, așa facem. Și acum, asta se duce la un spital noaptea, bineînțeles. Căci că aici ar fi venit extraterestri de mai multe ori. Dacă te duci pe acoperiș și chemi să vină, vin. Te iau ăștia, te răpesc și fac experimente pe tine. Și asta ai zice, dar de unde Te -au experiment experimentat ăștia și pe tine, po pe fi? Cine știe că să șterg memoria după aia. Și ăsta în partea alaltă, că amândoi vorbeau la telefon, dar săr în locații diferite. Ăsta era la un tunel aici. Și a zis, amă că intru în ăsta să-ți dovedesc că nu există fantome. E vrăjeală. Bă, eu zic că există. <laughs> Zice asta la telefon. Vezi că locul ăsta, tunelul, e foarte faimos că e plin de fantome pe aceea. Și a intrat cu lanterna înăuntru și o întreba pe asta. Tu ai văzut mă vreodată o fantomă? Nu mă, ce ai? Păi atunci de unde știi că există? E absurd, n-are cum. Bă, n mă, că ți zis că bunica mea cu asta se ocupă. Scoate dracii din oameni. Îi spune că ea când era mică să ducea la școală, mereu trebuia să facă un ritual din ăsta. Mergea așa cu degetul în cap până la școală. Și bineînțeles că toți ăștia la școală făceau mișto de ea, că cine mai venea așa. Problema e că și băiatul de care îi plăcea făcea mișto de ea și atunci -a bunică s-a supărat pe bunica să și a zis că nu mai face ritualul ăsta niciodată. Și de atunci nu l-a mai făcut și după aia a realizat că de fapt nu ura faptul că băiatul de care îi plăcea nu plăcea pe ea, ura faptul că s-a luat de chema pe care arată bunica sa să o facă, știi, ritualul ăsta. Și de atunci ea a și rămas cu ea, gen bunica sa. Și de asta crede ea în fantome. Și tot căutau pe aici până când ăsta din tunel dă de niște pași. Și de baba asta. Care baba asta are vocea lui Luffy. Iar el, băiatul, are vocea lui Tanjiro. Da, mă, bă, avem doi protagoniști aici din două anime-uri bombă. Cum mai au convins-o pe doamna care face vocea Luffy să fie baba asta? Și a zis baba că lasă să-i sugă la sân. Dar, pe de altă parte, trebuie să-i dea morcovul lui, ca mă înțelegeți. <laughs> Și a luat-o la fugă. Bă, du-te, bă, cu fantomele tale. Asta zicea. Bă, vezi că nu trebuie să fugi de baba asta. <laughs> cum o să nu fug de atunci ai văzut cum arată? Da, problema e că tunelul e în visele alea, unde vrei să ajungi undeva și parcă alegi, de alegi degeaba, că n-ajungi nicăieri. Și așa era asta cu ieșirea, că nu mai venea. Și zicea asta, bă, fii atent, nu trebuie să o lași pe babă să te întreacă. Dacă pierzi împotriva ei, te blesteam. I-a apărut baba așa deasupra lui și s-a oprit conversația. Alo, alo, a închis telefonul. Ia mă că eu acum să văd ce are ăsta. În spital la trei oameni. Deocamdată. <laughs> Deocamdată, para oameni, zici că zine aia, din Tomodachi Game. Mă, ce-s astea? Dăi și fugi dar ce să mai fugi? Că au prins-o ăștia. Și a zis, bună ziua, doamnă femeie, așa a zis. Noi suntem serpoianți. venim de pe planeta Serpo. Bineînțeles, Serpo de pe serpoianți. Nu-ți fie frică, suntem foarte prietenoși. Cum mă, prietenoși? De, -de, -de, -de ce m-ați legat de scaun atunci? Păi neamul lor nu se poate înmulți, ei se clonează, că n-au -au femei, știi? Problema e că, neputând să se înmulțească, au nevoie de ea. au venit să-i fure banana. Băi, ai, bă, exact așa zice. Bineînțeles că n-a vrut, a zis, bă, nu, te păstra pentru Kent Takakura, pe care încă nu l-a întâlnit și a încercat ăștia să o hipnotizeze, știi, să facă să stea, dar dintr-o dată îi sună telefonul și din telefon iese baba, mă. a ieșit ăsta a transformat începe să se bată cu extraterestrii, bam, direct a dat de perete cu unul și îi zice lui asta, bă, vezi că m-a blestemat baba, chiar era acolo în tuneu, mă, a, ce bine că ai venit, mă. ajutor că nu mă pot controla, cum nu ba să opresc pe asta. Între timp, extraterestrii, bă, nu ți-am dat voie să intri, de ce ai venit încoace, că nu te-a chimat nimeni și te trans Forma asta, adică n aș dau pielea jos de oameni ca aparent era un camuflaj și arată așa și a zis să-i dea banana. Și bineînțeles că ăsta în forma de babă începe să-i bată pe ăștia până la un moment dat când dă cu el de perete, îl lipește. îi spune că ea au relații amiabile cu oamenii, tot ce vreau e banana. Bă, ăsta fericit că el oricum vrea să vadă extraterestri de când era mic. Aparent stătea pe școala aceea sau pe spitalul ăsta cu mâna în sus și chema să vină, dar n-a venit deloc. Ea da, chema degeaba 20 de ani. După aia ăștia la școală făceau mișto de el. Până a apărut tipa Asta, care s-a băgat pentru el. Și nu o să lase pe nimeni să o rănească. Dacă e de dragul ei, o să devină și un monstru. Bine, bă, arată-le tu cine e șeful. Dar n-a mers instantul pălește asta și zice nu putem să fim prieteni cu o persoană atât de violentă ca și tine. Plus că ne plac mai mult femeile decât bărbații. Că e oricum rasa lor numai din ăștia erau. Și asta începe să-și aducă aminte de când era mică cu bunica sa. Și îi zice asta să-și scoată ciu. De asta era semnul pe care îl făcea atunci când era mică știi, ritualul. Și acum se gândea, asta o să fac eu ăla. Dacă merge. Și a mers, A, a spart toată mașinăria unde o țineau ăștia legată. Ăsta a mirat băiatul, bă, nu știam că poți să folosești puteri din astea. Păi nici eu nu știam că merg până acum, sincer. Pericit acum că bunica sa chiar era un adevărat spirit medium din ăsta. Și bam, mare bucată ce a dat la extraterestru. A dat cu el pe lună. Dacă îți vine să crezi Dar ce să vezi Luna nu era Luna, Era un UFO din ăsta Și după aia Ăsta a transformat în babă Sare pe asta să o mănânce I-a scos asta Spiritul din el Ia uite era aici așa Cine ești tu mă? Era baba care l-a posedat Și cumva deși a scos-o afară din corpul lui Tot era pe el A zis atât timp cât are banana lui Blestemul <gângânt> nu o să dispare niciodată Dacă vrei să-l salvezi Vin înapoi în tunel Ăla săracul Ia uite l-a alergat pe aici și a pe jos Și mașinăria a au Uf a ufo cade peste spital, trece prin el, aterizează aici pe șosea și ies ăștia și zic, bă, de azi înainte gata, o să cred în extraterestri și asta o să crezi și o fatome, dar ce ar trebui să facem acum? Problema e că dacă ea nu stă gen așa cu mâna înspre el ca să o suprimeze pe baba aia, o să iasă la iveală oricând. Cum aș putea să scap de blestemul ăsta? Păi trebuie să te duci să o bați pe aia în tunel. Ok, hai să mergem. Și a plecat asta, și hai să facă schimb de haine, că ale lui erau mai întregi decât ale ei, știi? Fie că toate astea s-au întâmplat din cauza mea, nu te pot pe tine să și mai mult, o să folosesc în voința pură ca să ajung până la tunel și mă descurc eu. mă că nu te poți duce singur, ce ai? Era să mor dacă nu eram eu aici cu abilitățile mele. Acum ea nu înțelegea de ce i-a luat toi inima a razna. Oare pentru că a zis ăsta una din replicile lui Ken Takakura ăla? Și acum îl întreabă cum îl cheamă. Care erau șansele să-l cheme fix Ken Takakura. Bam, mare explozie în spate. Și așa s-a terminat episodul. Bro, ce nebunie de episod de la hai să văd fantomă la dat de fantomă, la vânat de extraterestri, la găsit de extraterestri, la mi-ar plăcea să găsesc pe unul ca Ken Takakura. El e. Deci fiecare tot ce a căutat în episodul ăsta l a și găsit. Dacă vreți să vedeți reacția la primul episod, o găsiți pe Patreon, linkul este în descriere. Și acum trebuie să-l facem și pe al doilea, nu?